Polițiștii locali din municipiul Drobeta, Turnu Severin, au păstrat și în anul 2022 tradiția și au împărțit flori doamnelor și domnișoarelor pe care le-au întâlnit pe străzile orașului. Gestul polițiștilor locali a fost apreciat și primit cu mult entuziasm. Cu ocazia zilei de 8 martie, vă oferim un simbol al primăverii. Mulțumesc. O primăvară frumoasă și la mulți ani. Sărut mâine. Astfel, zona din fața prefecturii a fost luată cu asalt de polițiștii locali încă de la primele ore ale dimineții, cu brațele încărcate de flori pentru a le aduce zâmbetul pe buze doamnelor și domnișoarelor, dar și pentru a le ura o primăvară frumoasă. Vă oferim un simbol al primăverii. Mulțumesc. O primăvară frumoasă și la mulți ani. Mulțumesc. Vă bucură acest lucru? Da, foarte mult. Vă așteptați la acest gest? Da, oarecum da. Cum o să petreceți astăzi de 8 martie? Mai mult ca sigur o să ieși pe undeva, pentru că este o zi specială. Doamnele și domnișoarele aflate în zonă au primit flori însoțite de urări de bine pentru o primăvară frumoasă. Gestul polițiștilor locali a fost apreciat și primit cu entuziasm. Mulțumim frumos, la mulți ani și dumneavoastră și toate fetelor dumneavoastră de acasă. La mulți ani, sănătate, mulțumesc. Vă bucură acest gest din partea poliției locale? Vă așteptați? Nu mă așteptam, un gest frumos, m-am speriat, dar și cu atâta poliție și până la urmă e un gest foarte frumos. Cu ocazia zilei de 8 martie, polițiștii locali au oferit doamnelor și domnișoarelor din municipiu un simbol al primăverii, totodată transmite întregul colectiv al poliției locale tuturor femeilor o primăvară frumoasă, să fie iubite, apreciate și tradiționalul la mulți ani. Acesta a fost modul prin care polițiștii locali au vrut să-și exprime recunoștința și aprecierea față de doamnele din municipiul Drobeta, Turnu Severin. Cu o floare nu se face primăvară, însă cu siguranță, prin acest gest au reușit să aducă zâmbetul pe buze.